Bună ziua! Eu sunt Albert Floroiu Ioan, de la clasa 3B, la Liceul Teoretic Național. Una dintre cărțile citite de la editura Corint este Vlad, cel mai nepriceput vampir din lume, scris de Anna Wilson. Această carte este despre Vlad, un vampir copil care tot ce vrea în viața lui este un prieten. Dar este foarte greu pentru un vampir copil să fie acceptat printre viața copiilor de la Academia Veselii. Doar că o fată, pe nume Mixnia, este foarte încântată de lucrurile pe care le face Vlad, cum ar fi skateboarding. Mie mi-a plăcut această carte pentru că este plină de amuzament. Eu aș recomanda acest titlu pentru că este plină de aventură și de prietenie.